se apropie 8 martie. Vorbim foarte mult despre femeie, despre rolurile pe care le îndeplinește femeia și se știe că femeia reprezintă o mare sursă de inspirație pentru pictori, pentru cântăreți, pentru compozitori și pentru epigramiști. Următorul nostru invitat este domnul Gheorghe Bâilici, epigramist, și vreau să-l salut. Bună seara, domnule Bâilici! Bună seara, bună seara! Dar nu vă mai ridicați, haideți să ne așezăm! Așa. Asta e pentru mine? Da. Pentru dumneavoastră, un e simbol pentru mine. Mulțumesc. Al primăverii. Mulțumesc tare, tare mult. Ce drăguț, nici n-am văzut. Avem deja ghiocei? Anul ăsta a înflorit în ianuarie. Am înțeles. Domnule Bâilici, este femeia o sursă de inspirație pentru epigramiști? Bineînțeles că da. Nu se supără femeile când scrieți despre ele? Se mai supără, dar dacă epigrama e bună, ele trece. Înțeles. Da. Despre ce femei, despre ce tip de femei ați scris cel mai des epigrame? Despre oricare, și mai tânără, și mai în vârstă, așa. Dacă s-a dorit, pot să încep cu o epigramă așa legată de vârsta mea, aș zice chiar. După cum vedeți, mai încărunțim și este și ne apropiem de vârsta înțelepciunii. Epigrama se numește La vârsta înțelepciunii. Cu al inimii fragil accept și al minții ca un vag ecou, când văd o babă, sunt înțelept, când văd o fată, sunt prost din nou. Așa, și este, și n-am să uit de o altă epigramă a mea, care place tuturor femeilor de orice vârstă, femeia. Nu are porți nici ziduri ferecate, sub cer aromitor, curgând spre rai, dar este totuși unica cetate pe care o cucerești și te predai. Asta îi place chiar și soției mele. Chiar voiam să vă întreb, cum reacționează soția la aceste epigrame? Dar cum să reacționeze? Iată, am să vă dau exemple de câteva epigrame dedicate soției și o să vă dați seama. A înțeles iubita mea, apreciind cu mintea ei trează, că îmi dau chiar viața pentru ea și de atunci mi-o tot scurtează. Și o altă epigramă. Tineri, când ne mai certam, cu un măr ne împăcam. Azi, când ne luăm la sfadă, nu ne ajunge o livadă. Și vă mai zic două epigrame, mai vechi, mai de mult, dar ele nu se demodează. Nu se demodează, rămân actuale. Soției după 20 de ani, când m-am ieșit într-o rotire, parfumul de afane e rochii, ne-am înțeles dintr-o privire și toată viața ne-a scos ochii. Așa? Și o altă epigramă, soției când a fost plecată la Cluj pentru a se documenta, făcea teza de doctor. Soața mea, cât a lipsit, dusă pe un meleag alpin, am spălat și am gătit pentru un suflet mai puțin. Așa. Se mai șifonează ea, se mai supără, dar să nu credeți că îi fac doar epigrame. Am și poezie de dragoste, sonet, dar asta nu este pentru timpul limitat pe care îl avem noi. Da, domnule Bâilici. Dacă mă mai uit, dumneavoastră să vă uitați la ceas, am să dau și o epigramă a unui clasic, Mircea Trifu. Femeia e un alfabet pe care îl înveți încet și îl uiți deși nu-ți prea convine atunci când îl cunoști mai bine. Așa, cred că bărbații m-au înțeles că și lor am să le fac o dedicație, chiar dacă vine 8 martie. Bărbații la vârsta a treia, la vârsta marelor regrete fidele amorului sublim, când ne agățăm și noi de fete, de fapt, mai mult ne sprijin. Asta e. Da. Domnule Bâilici, mi-a plăcut cel mai mult aia cu scurtatul vieții. Cu viața vă o scurtează. Hai să vă zic una general umană bună și pentru femei și pentru bărbați. E viața noastră trecătoare, precum o zi mai ordinară. Cât timp îți cauți loc sub soare, deja se întunecă pe afară. Asta e chiar tristă. Poate că nu trebuia să o spun înainte de sărbătorile care vin. Mă mai uit aici, în această stațiune
în această foaie și văd la stațiunea balneară. Așa, să ne amintim și de medici, de surorile medicale. Domn doctor, pentru niște bani, mi-adaugă la viață ani. Iar sora, care e o dulceață, la ani mi-adaugă și viață. Așa, domnule Bălici, pe final de discuție, o felicitare, deși eu cred că o epigramă tot se poate lua în considerație ca o felicitare, dar totuși sunt sigură că aveți un mesaj pentru toate femeile care ne privesc acum. Bineînțeles că le dorim la toate multă sănătate, că femei urâte nu sunt, frumusețe au toate femeile, și mai tinere și mai în vârstă. Eu așa, să nu credeți că dacă fac epigramele acestea, nu iubesc femeia și nu o apreciez, mai ales că ea este stâlpul casei în perioada actuală. Apreciez tot ce fac femeile și pentru că timpul ne presează, chiar mă uit ce să mai zic eu aici spre sfârșit. Dar din păcate, domnule Bălici, gata, trebuie să ne luăm rămas bun. Dar compensăm data viitoare. Deși, nu pot acum chiar să vă întrerup. Vă rog să ne ziceți totuși. Gelozie. Ai buze dulce, mă îmbată, mișcări feline, ochi de hoață. Fiind atât de minunată, nu cred că te-aș lua de soață. Mulțumim tare mult. Domnii cameramani au zâmbit acum așa, pe sub mustăți. Vă mulțumim frumos, domnule Bălici. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Data viitoare o să cânt și o să-mi dați timp mai mult. Mai rămâneți aici, vă rog, un picuț. Neapărat, data viitoare discutăm mai mult.